Biletul numărul 27, Constantin Negruții, scris de Vasile Alexandri. Stilul este jurnalistic. Deci Vasile Alexandri a publicat în ziar. Ce caracteristici știm că are stilul jurnalistic? Adică mass media, destinat unui public foarte divers, cu pregătiri profesionale diferite. Folosește un vocabular accesibil. Este utilizată limba literară alături de formulări specifice limbajului cotidian. E caracterizat prin amestecul de elemente ce provin din celelalte stiluri funcționale. Apar clișee lingvistice, orașul din bănie, clișeul frații noștri de peste Prut, perla litoralului. Apelează la procedee menite să capteze atenția prin titluri, subtitluri incitante, utilizarea unor imagini, ilustrații, grafice, culoare, etc. Aici se includ anunțul, apelul, articolul, deci stilul jurnalistic, așa trebuie să fie. În jurnale, în ziare, declarații de presă, editoriale, reportaje, știri. Da, stilul jurnalistic, așa e. Prin folosirea de interogații pentru atragerea cititorilor, folosiri de informații lapidare, totuși, pentru ca să urmărească următorul articol. Da, pentru că stilul publicistic e stilul prin care publicul e informat, influențat, mobilizat într-o anumită direcție. Modalități de comunicare, monologul scris, monologul oral, dialogul scris, dialogul oral. Ce caracteristici? Observăm că contopește două componente, intelectuală, dar și afectivă. Se situează în mijlocul realității cotidiene, din ziua respectivă de știre. Are arie tematică foarte mare. Apelează la elemente ale celorlalte stiluri, are trăsături ale beletristicii. Folosește și neologisme, inovația lingvistică, creații lexicale proprii, procedee ce stârnesc curiozitatea, da? Titluri eliptice, adeseori formate dintr-un singur cuvânt, construcții retorice, repetiții, interogații, enumerații, exclamații, sinonime, aglomerare sintactică. Autorul. Ce folosește titlul, chiar titlul, conferința înseamnă comunicare eficientă. Tema este cu efect de convingere, persuasiune, are tangențe cu stilul beletristic prin maniera subiectivă de tratare a temei. Efectul mesajului. Titlul și propoziția de la început este construită ca să pregătească terenul pentru a convinge și cu efect de captare a atenției. Creează o așteptare. Caracteristicile stilului. Corectitudine, claritate, obiectivitate, accesibilitate, sens multiplu. E o operă deschisă aici, în cazul ăsta, poate genera alte opinii. Și mesajul are două dimensiuni fundamentale, informativă și educativă. Forma discursului publicistic. Aici avem un articol, un text informativ de referință argumentativ, demonstrativ, reflexiv și eseistic. Cine comunică? Vasile Alexandri, poet, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, academician român, creator al teatrului românesc și a literaturii dramatice în România. Din ce perspectivă scrie? Din ipostaza de om politic aici, în ziar. Cui comunică? Contemporanilor săi, dar și posterității. Ce comunică? Uite, chiar el spune. Și îndatoririle omului în societate. Da, referitor la limbă și literatura și artele frumoase. Da, două teme. Îndatoririle omului și folosirea limbii și literaturii și artelor.
Din ce cauză trebuie să scrie? Pentru a satiriza obiceiurile lingvistice ale epocii sale. Adică, uite, chiar din text, moravule și în spiritul societății, în ce scop social-politic? Idei. Arta arată cum influențele străine lăsară urme deplorabile în moravurile și în spiritul societății. Asta e citat din text. E obiectiv. Deci arată urmele deplorabile în moravurile și spiritul societății. Are și elemente subiective, exagerează, adică hiperbolizează într-un text de critică. Uite, un citat. Moldova fu inundată de satire. Inundată, asta e o exagerare. Este inundată de satire, cântece amoroase și elegii. Plânsete. Ok. Argumente logice enumerate. Enumerări de cauze. Uite, barbaria turcească, coruperea grecească și ocupări rusești, zice el. Urmată imediat de enumerarea efectelor. Este ușor de înțeles textul. Identificarea unor structuri. Folosește întrebări retorice. Ce putea fi, dar literatura unui asemenea timp? Deci o întrebare aici, nu e o exclamare, e o întrebare retorică, adică nu așteaptă răspuns. Deci să o mai spun încă o dată, ca exemplu, din text. Ce putea fi, dar literatura unui asemenea timp? Puncte de suspensie. Punctele de suspensie există și indică posibilitatea de completare. Da. Adică știe ce să completeze, dar nu se pierde în detalii. Tehnici, explicație cauză-efect. Asta e tehnica. Moda are influență și imediat efecte. Precum în poeziile franceze de la aceeași epocă, zice el. Apoi și în Moldova. Uite, citez ce zice de moldoveni. Dumnezeii mitologici și mai cu seamă Afrodita ocupau locul cel mai important. Da. Tehnici informative, documentare, amănunțită. Uite, un exemplu de documentare. Satirele erau foarte gustate, căci ele corespundeau cu natura spiritului râzător al românilor. Deci spune despre spiritul râzător al românilor, dar mai presus de toate, cântecele de lume erau bine primite, fiind cântece cântate de lăutari la mese, nunți, petreceri și prin grădini și vii. Așa, ce observăm în text? Tehnici descriptive, epitete pentru starea societății. Uite, un exemplu din text. Urme deplorabile în moravurile. Și mai departe. Deci, deplorabile, ăsta este epitet. Folosește comparația ca un stil poetic. Uite un exemplu. Caracterul ei român dispăruse precum dispare pământul sub zăpada iernii. Deci caracterul român dispăruse precum. Adică e o comparație. Precum pământul sub zăpada iernii. Adică când se așterne zăpada. Așa a dispărut caracterul român. Compară România cu turnul lui Babel, adică sunt amestecate aici grecismele acelea, turcisme și rușii. Tehnici narrative, respectarea cronologiei faptelor. Opinia mea despre atitudinea autorului este că e logică, dar mai mult subiectivă. Opțiunea lui Alexandrie are un suflet de artist. Și impresionabil, dar și cugetător și logic, deci în același timp și logic. A revelat toate contradicțiile observate în societatea trecută și contemporană cu sine.